Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Premiera la spitalul din Onești. Rechizite pentru copiii din Comănești și Blăgești. Oneșteanca Mihaela Cambei, legitimată la CSM Onești, a cucerit 3 medalii de aur la europenele de junior și tineret. Proiectul Librăria de Criză revine la Onești. De-a lungul timpului, acest proiect s-a bucurat de un real succes atât în rândul celor mici, cât și în rândul celor mari. Biblioteca de Criză continuă să fie un succes printre oneșteni și nu numai. Da, este un succes pentru că profităm de ocazie de fiecare dată când adunăm un stoc de carte, fie primit prin donație de la oneșteni, fie din cărțile pe care noi le-am scos din circuitul bibliotecii, să le oferim comunității gratuit. Așadar și săptămâna trecută am făcut în 2 zile acest proiect, săptămâna aceasta și probabil toată luna octombrie, în fiecare vineri, atâta timp cât vremea ne va permite, vom organiza librăria de criză pe esplanada din fața bibliotecii pentru ca cei interesați să vină să-și aleagă o carte sau mai multe și să le poată lua acasă, pentru că chiar avem o ofertă și foarte diversificată de carte. Se bucură de mult succes, am văzut de la elevi de școală, de la prichindei de grădiniță, până la oameni care au, să zicem așa, ghiocei la tâmple, toată lumea vine și se bucură de această inițiativă, lăudabilă de altfel, ce să zicem, e nemaipomenit. Da, avem, așa cum v-am mai spus, cărți din, și de beletristică, avem și culegeri de matematică mai vechi, dar care sunt de actualitate, avem și cărți științifico-fantastice și de poezie, așa că acoperim o plajă cât mai largă pentru toate gusturile și cred că lumea e interesată, mai ales în ziua de astăzi, că s-au scumpit toate. Noi oferim cărți de calitate și în condiții foarte bune, gratuit. Elevii de școală vin cu drag la acest eveniment, dar și adulții care sunt pur și simplu în trecere. Cum te numești? Natalie Sandei. Și câți ani ai? Așa. Ai așa, am înțeles. Și văd că ai venit să-ți iei o carte. Da. Îți place cartea? Da. Cum te numești? Ivana. Și în ce clasă ești, Ivana? A doua. Și ai venit la librăria de criză și văd că ți-ai găsit ceva. Ce ți-ai găsit acolo? O carte să citesc. Împreună cu mama. Bravo! Ce părere ai de inițiativa aceasta? Să vii, să-ți iei cărți? Mie mi se pare un lucru foarte bun pentru că alți copii nu cred că au bani suficienți pentru să-și cumpere o carte și cred că unii copii au... Chiar se bucură. Da. Mai avem timp să citim așa cu bebe? Foarte puțin printre picături, cum ați și spus. Când doarme probabil prințesa. Da, exact, când doarme ea mai mult. Încerc mai mult cărți pentru ea, aș căuta. A, normal, e mămica, hopa, că și ea vrea să vorbească. Da, vrea și ea. E ok. Librăria de criză, un proiect ambițios făcut de bibliotecă. Ce părere aveți despre el? Poate fi o bună oportunitate? Da, poate să fie o bună oportunitate, mai ales pentru tinerii din ziua de azi, care sunt mai mult pasionați de tehnologie decât de cărți. Credeți că mai citesc tinerii? Nu. Eu asta cred că nu prea. Și totuși copilași mai văd pe aici. Copilași de școală? Da, cei mici da, dar cei de vârstă cu mine nu cred că mai citesc. În schimb, ea cu siguranță va vrea să vorbească. Ea, sigur, a început de micuță, deci da, cred că da, sigur o să vrea. Într-adevăr, chiar mă întreb, așa malițios fiind, câte cărți mai rămân în bibliotecă, dar nu sunt cele din inventarul cărții bibliotecii, ci sunt cele care sunt aduse, dăruite de alții oneșteni, poate cei care pleacă în afară, care se mută cu totul, ca să spun așa, dar nu sufletește în Occident sau în alte țări mai dezvoltate și iată, lasă cărțile în grija bibliotecii, care la rândul ei le redau către noi, în grija noastră. Există un curent în afara țării, ca să zicem așa, de reutilizare, refolosire. Știți cei 3 R-uri? R de dinainte de 89, recondiționare, reutilizare, refolosire. Și uite că o carte poate fi citită de mai multe generații. Da, aici e vorba de cu totul altceva, deci chiar puțin mai mult o reutilizare spirituală.
a cărților, ceea ce este grozav din punctul meu de vedere. Nu știu dacă în alte orașe din țară se mai face practica așa ceva. Mă bucur că totuși la Onești se face. Cei interesați trebuie să știe că marți 18 octombrie s-a redeschis librăria de criză de la orele 11. Echipa Bibliotecii Oneștene ne oferă gratuit cărți și ne provoacă la lectură, la cunoaștere, pentru că cititul reduce stresul. O nouă intervenție chirurgicală ortopedică în premieră la spitalul din Onești. Aceasta a fost realizată la un pacient de 50 de ani care a beneficiat de protezarea umărului drept. Premieră la spitalul din Onești. Dacă artroplastiile de șold și genunchi sunt intervenții de mare amploare, dar frecvent realizate la spitalul din Onești, protezarea umărului este o intervenție de înaltă complexitate, fiind prima de acest tip realizată la spitalul din Onești. Pacientul a fost externat cu o stare generală bună, cu durerile ameliorate, urmând proceduri de kinetoterapie, revenind la activitățile cotidiene ce înainte de intervenție erau grevate de dureri și de impotență funcțională severă. Costurile legate de intervenția chirurgicală și implanturi au fost suportate integral de către Spitalul Municipal Onești și Casa de Asigurări de Sănătate. Echipa chirurgicală a fost formată din dr. Coste Alexandru, dr. Dinu Cristinel, asistent Ciobănel Carmen, iar anestezia a fost realizată de dr. Mihailo Valentina. În cadrul secției de ortopedie se realizează intervenții chirurgicale de endoprotezare, șold, genunchi, umăr, dar și tratamentul chirurgical și ortopedic al traumatismelor. Este vorba de fracturi, luxații, entorse. Există o experiență în chirurgia artroscopică a genunchiului, umărului, gleznei, realizându-se intervenții de reconstrucții artroscopice de ligament încrucișat anterior, revizii de ligamentoplastii, sutură, coafe rotatorie. Vineri 14 octombrie, de la orele 11:30 în Căminul Cultural din Comuna Mănăstirea Cașin, a avut loc un eveniment dedicat centenarului încoronării regelui Ferdinand și a reginei Maria. Evenimentul a fost organizat de Școala Gimnazială Regina Maria din Mănăstirea Cașin cu sprijinul primăriei Mănăstirea Cașin, alături de care au venit Biserica din Mănăstirea Cașin, dar și Asociația Cultul Eroilor sub filiala Mănăstirea Cașin. Prezent la invitația lansată de primarul Comunei Mănăstirea Cașin, Adriana Enache, au răspuns deputatul Mircea Fecher, președintele PNL Bacău, subprefecții județului Bacău, Narcis Jitaru, dar și Gabriel Stănică Lupu. A vorbit despre evenimentul de mâine, pentru că 100 de ani de la Marea Încoronare este mâine, în ziua de 15, în doar 5 minute, atât cât a alocat doamna directoare, este cam puțin timpul. Dar trebuie să vorbim despre eveniment încă de la început. De la 1889, când, datorită faptului că tatăl Leopold și Wilhelm, fratele viitorului rege Ferdinand, au renunțat la privilegiul de a deveni rege României, el fiind înscris ca următorul pe listă, prin atunci când Senatul României a ratificat propunerea aceasta, apoi căsătoria cu Regina Maria sau cu Prințesa Maria, nepoata Reginei Angliei și a țarului Alexandru al Rusiei, cu legăturile deosebite pe care le-a avut în Europa timpului, căsătoria care a avut loc până la 1892, căsătoria în 1893, atunci când au și călcat în primă iarnă sau spre primăvară pe pământ românesc, când a călcat Regina Maria. De atunci s-a îndrăgostit de România, iar de Mănăstirea Cașin s-a îndrăgostit mult, un pic mai târziu. Atunci când, devenind principesă, așa a fost titulatura, alături de Ferdinand, au început să se implice în tot felul de activități. Din nefericire, venise primul război mondial, după o, știm cu toții, de fapt că România s-a ținut la început, neutralitatea declarată, apoi, când a intrat în război, regele Ferdinand și-a călcat pe inima, am putea spune, pentru că german fiind, a intrat în războiul de România de partea Antantei, de partea Rusiei, de partea țărilor care au fost germanii, atunci care a fost supărată familia pe el, însă în mare parte s-a datorat și regirea Maria. Sigur,
ceea ce, din punct de vedere bisericesc, pentru că nu vreau să fac istorie aici, Regina Maria a participat cu Crucea Roșie și s-a îngăsit în Mănăstirea Cașin în noaptea de 10 aprilie 1920, după război, a participat, cum frumos spunea doamna directoare acolo, din citea din povestea vieții mele, a participat în noaptea de înviere la Mănăstirea Cașin. Și trebuie să subliniem faptul că ținuta Reginei Maria, atât timp cât a fost o ținută de măicuță foarte frumoasă, cei care au pozele cu ea ca infirmieră, așa era oficială ținuta. Și încă un lucru de subliniat este faptul că Regina Maria s-a botezat în data de 25 martie 1926, cu un an și ceva înainte de moarte, ea participând la toate slujbele de înviere, nefiind creștină ortodoxă, însă a făcut această trecere la ortodoxie din convingere și dându-și seama că este șansa ei de a se mântui, poate că și în contextul istoric. Să nu uităm de lobul pe care l-a făcut Regina Maria și la conferința de pace de la Paris, până în America și în toate ocaziile pe care le-a avut. Văd că deja doamna directoare se uită cam dintr-o parte la mine, mă opresc, spunem celor mici că patriotismul se învață de mic și se trăiește atunci când îți dai seama de importanța iubirii de țară pe care fiecare dintre voi trebuie să o acordați. Mulțumim! Și cu altă ocazie, nu mai puneți. Am înțeles. Mulțumim, Părinte Parot. Încă o dată precizez, este o afinitate pentru copii și avem aici sala plină de copii în școlii noastre și trebuie să ne adaptăm discursul la puterea lor de înțelegere și la timpul cât pot fi ei atenți. Vă mulțumim pentru înțelegere. Când sunt oameni mari, doar maturi, atunci este altceva. Mulțumim pentru înțelegere. Urmează o surpriză pe care ne-o face o fiică a satului, dar și o fostă elevă a școlii noastre, doamna Elena Pașcu. Bună ziua! Eu nu voi vorbi mult, pentru că nu-mi place să vorbesc mult și mai ales când e sala plină de copii. Voi vreți să mă ascultați pe mine vorbind? Ia spuneți voi, da sau nu? Aș zice că ați fost civilizați. Cred că nu vreți să mă ascultați pe mine la momentul acesta. Eu am venit astăzi cu toată dragostea, pentru că eu sunt legată de mănăstire. Este locul copilăriei mele și întotdeauna locul copilăriei este cel care ne definește și ne îndrumă pașii în viață. Eu am crescut între biserică, biserica unde aveam scaunul împărătesc al Reginei Maria, între școală, care poartă astăzi numele Reginei Maria, și între casa copilăriei mele, care avea prispa pavată cu monedele având chipul regelui Mihai. Cam așa am crescut eu. Am știut din frage de pruncie tot ceea ce a însemnat regalitate. Și am crescut cu respect față de tot ceea ce înseamnă monarhie. Astăzi, împreună cu oameni dragi mie, cu doamna primar, înțeleg să aduc un dar din suflet, atât bisericii cât și școlii în care eu am învățat, bisericii în care am spus prima dată crezul, bisericii în care am spus prima dată Tatăl nostru și școlii în care am învățat primele litere. Este un tablou care se intitulează Regina Inimilor, Regina Maria, și celălalt care se numește Cămașa Mariei. Sunt două tablouri pictate cu drag de prietena mea, Luminița Pătrățeanu, și de artistul roneștean, Luminița Pătrățeanu. Și cu siguranță ele vor aduce un suc de viață și vor împlini, cred că, aceste două locuri unde vor fi așezate. Îi mulțumesc doamnei primar pentru invitație.
865 de elevi din cadrul unităților de învățământ din Blăgești și cartierul Șupan din Comănești au primit rechizite la început de an școlar. Rechizite pentru copiii din Comănești și Blăgești. Este vorba de Crucea Roșie Bacău, care a implementat proiectul Echitate pentru Sănătate, Echitate pentru Viață Mai Bună. Au dăruit la început de an școlar ghiozdane cu rechizite, penare complet echipate, caiete de română și de matematică, caiete speciale, creioane colorate, carioci. Practic, se încurajează participarea elevilor la activitățile școlare, cât și la cele extrașcolare, iar instructorii Crucii Roșii Bacău i-au învățat pe copii noțiuni de prim ajutor și de educație pentru sănătate. Un sprijin important a fost oferit comunităților menționate prin proiectul Echitate pentru Sănătate, Echitate pentru Viață Mai Bună, proiect finanțat prin granturile SE 2014-2021 în cadrul programului Dezvoltare Locală, Reducerea Sărăciei și Creșterea Incluziunii Romilor, administrat de Fondul Român de Dezvoltare Sociale în calitate de operator de programe. Reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău au fost prezenți la Bursa Locurilor de Muncă pentru absolvenții 2022. Evenimentul s-a desfășurat la Universitatea Vasile Alexandri din Bacău. Tinerii au vizitat standul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău și au aflat informații necesare pentru școlile militare de subofițeri, dar și despre echipa jandarmilor băcăuani. Halterofilii români au cucerit 16 medalii în prima zi a europenelor de junior și tineret. Sportivii români au reușit să cucerească numai puțin de 16 medalii, 4 de aur, 6 de argint, 6 de bronz, duminică în prima zi a campionatelor europene de haltere pentru junior și tineret, Under 23, de la Durres, Albania. Mihaela Valentina Cambei, oneșteanca legitimată la CSM Onești, a cucerit 3 medalii de aur la categoria 49 de kg junioare, cu 87 de kg la smuls, 102 kg la aruncat și 189 la total. Directorul de la Protecția Copilului Bacău este păzit de poliție 24 de ore din 24 după o serie de incendii la comandă. Acesta spune că este mult mai atent la ceea ce se întâmplă în jurul său. Șeful DGASPC Bacău, Cristian Codreanu, a precizat după ce mașina sa și alte 9 autoturisme ale instituției au fost incendiate că nu mi-e teamă de nimic. La această oră sunt 2 anchete în curs după ce luna septembrie 10 mașini ale Direcției pentru Protecția Copilului Bacău, printre care cea a directorului Cristian Codreanu, au fost incendiate. Acesta a spus luni 17 octombrie că nu se va lăsa intimidat. În luna septembrie au existat 2 incendii în 2 săptămâni în care au ars 10 autoturisme ale Direcției pentru Protecția Copilului, printre care și mașina de serviciu a șefului instituției, Cristian Codreanu. Aceasta a ars în fața blocului în care acesta locuiește. Celelalte 9 mașini au fost incendiate în curtea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău. Înainte de toată această situație creată, nu am pățit nimic de genul acesta. Eu, odată cu venirea în această instituție, acum un an de zile, am încercat o reorganizare generală, fiind vorba de 2000 de angajați. Am făcut asta în 2 etape. Prima etapă a fost anul trecut, în luna octombrie, când am restructurat 141 de posturi. A doua etapă, chiar în momentele acestea, se desfășoară, când vom restructura încă 126 de posturi. Posibil să fie pe fondul acestor nemulțumiri. Cauzele pot fi diverse, pentru că am luat măsuri diverse în cadrul instituției, nu neapărat de natură să afecteze personalul, ci de natură economică. Pistele sunt multe. Activitatea se desfășoară normal în cadrul instituției și nu mi-e teamă de nimic. Voi continua activitatea pe care am început-o la Bacău. Nu am nicio teamă de nimeni, voi merge mai departe cu siguranță, a precizat Cristian Codreanu. În perioada 10-14 octombrie, voluntarii Asociației Patmos Ator Onești s-au dedicat pelerinilor soțit la Iași, devenind pentru aproape o săptămână voluntarii Sfintei Cuvioase Parascheva. Aceștia au precizat că s-au implicat în acest proiect la solicitarea Asociației Sfânta Anastasia Română din Târgu Ocna și în colaborare cu aceasta au împărțit pelerinilor soțiți în capitala Moldovei, din toate colțurile țării, ceai, cafea, alimente, dar și multe vorbe bune. Felicitări organizatorilor! De altfel, din palmaresul evenimentelor în care aceștia s-au implicat, fac parte multiple evenimente. Este vorba de social, filantropice, educative, dar și umanitare. Înainte de începerea școlii, tinerii atoreni au ajutat protopopiatul Onești în pregătirea pachetelor cu rechizite pentru elevi. După câteva zile de muncă la tânărul oneștean, aceștia au găsit resursele necesare pentru a pregăti alte 900 de daruri. Iar vestea
Vestea bună nu se oprește aici. Zilele acestea, Ator Onești a anunțat că reîncep recrutările. Facem recrutări. Ți-ai dorit mereu să faci voluntariat? Hai în echipa noastră. Devino și tu un voluntar activ. De ce? Pentru că poți da o mână de ajutor comunității din care faci parte, poți avea parte de experiențe inedite în diferite tabere, desfășurăm activități săptămânale, oferim certificate de voluntariat, îți oferim șansa de a avea propria ta activitate coordonată. Ce fel de activități avem? Sunt social-filantropice. Este vorba de masa bucuriei, ajutorarea bătrânilor, a familiilor fără o situație financiară bună, integrarea minorității rome în comunitate. Avem activități culturale. Este vorba de conferințe, recitaluri de poezie, cenacul de literatură, ateliere. Activități religioase, Sfânta Liturghie, Acatistul și întâlniri duhovnicești. Avem activități artistice, cor, concerte caritabile, colinde, ateliere de teatru, întâlniri muzicale, obiecte handmade. Sportive, tabere de arheologie, drumeții, seri de alergare, volei, handbal, fotbal. Cum mă înscriu? Intră pe social media și accesează linkul sau te așteptăm la sediul protoieriei pe data de 27 octombrie de la ora 14:30, strada Adrian Păunescu, numărul 1, Onești, Bacău. Apel umanitar. Un incendiu devastator mistuia sâmbătă 17 septembrie, ora 22:30, toată agoniseala familiei Negru din satul Străminoasa, comuna Plopana, județul Bacău. În urma incendiului, toate bunurile, chiar și animalele din gospodărie, au fost mistuite de flăcări. Astfel, acest tragic eveniment a lăsat pe drumuri o familie cu 3 copii cu vârste ce pornesc de la 2 și până la 6 ani. Matei, de 2 ani, Miruna, de 4 ani, Maia, de 6 ani, împreună cu părinții, sunt nevoiți să doarmă pe unde apucă. Ei au rămas doar cu hainele de pe ei. Bunica acestora a fost chiar internată în spitalul județean Bacău, sub supraveghere atentă a medicilor, după ce a fost salvată din ghearele flăcărilor. Haideți să ajutăm această familie să aibă o casă nouă. Orice ajutor este binevenit și ne dorim să ajutăm să treacă cu bine peste acest moment de cumpănă. Pe lângă fonduri necesare, este nevoie de electricieni, instalatori, dar și persoane voluntare care să-i ajute cu ridicarea casei familiei Negru din județul Bacău. Comuna Plopana, sat Străminoasa. Pentru donații puteți accesa conturile Negru Ion, IBAN în lei RO 08 BTRL RON CRT 0 CI 401 6201. În euro RO 52 BTRL EU R CRT 0 CI 14 016 201. SWIFT BTRL RO 22. Vă salutăm, dragilor! Suntem familia Negru, o familie obișnuită, oameni simpli și în momentul de față ne aflăm într-o situație foarte dificilă, după cum se vede. Am rămas fără acoperiș deasupra capului. Mama, cea mai mare problemă este că se apropie iarna și nu știm încotro să apucăm. Având și 3 copilași mai mici, acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Marți 18 octombrie, cerul se înseninează, mercurul în termometre urcă până la valori de 22 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la valori de 7 grade Celsius. Miercuri, 19 octombrie, cerul va fi unul senin, cu o maximă a zilei ce ajunge până la valori de 21-22 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 6 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kid.